După 3 zile de căutări, pompierii și scafandrii au găsit trupul neînsuflețit al tânărului de 21 de ani, care s-a înnecat duminică seară în Dunăre. El a fost scos din apă în această dimineață, fiind găsit la o distanță destul de mare față de locul accidentului. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost identificat și adus la mal astăzi, fiind găsit la aproximativ 12,5 km de locul în care a fost identificată barca cu care tinerii se aflau pe Dunăre. Poliția îl cercetează acum pe conducătorul ambarcațiunii, care se afla sub influența alcoolului când s-a produs accidentul, iar barca s-a răsturnat. El este acuzat de 3 infracțiuni. În cauză, sub coordonarea parchetului de pe lângă tribunalul Galați, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă și conducerea unei nave sau embarcațiuni de către o persoană care are în sânge o imbibație alcoolică mai mare de 0,8 grame per litru. Tragedia de la Corabia s-a petrecut duminică în jurul orei 17. Cei 9 tineri se plimbau cu ambarcațiunea unuia dintre ei, respectiv cel care o conducea, acesta fiind și băut. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul avea o alcoolemie de 0,52 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Potrivit anchetatorilor, tinerii nu purtau vestă de salvare. În timpul unei manevre greșite a bărbatului, barca s-a răsturnat. Ea a fost găsită la câteva ore după incident, fiind scufundată pe fundul apei. Cercetările continuă în acest caz.